Comuna Hulubești a devenit celebră prin prisma celui care o conduce, primarul Adrian Chiriță. Edilul a reușit performanța ca în 3 ani de mandat să fie cercetat în 16 dosare penale. Cu toate acestea, sunt guri pe străzile comunei care spun că localitatea s-a schimbat în bine de când este condusă de acesta. Noi suntem foarte mulțumiți de dânsul, nu avem nimic împotriva. Ne-a făcut asfaltul, ne-a modernizat, uitați, pe șosele, apă, noi nu avem nimic împotriva. Cum era și cum e acum? Am florit comuna Hulubești. N-aveam nimic, n-aveam apă, n-aveam drumul, n-aveam, eram, ce mai, ca în epoca de piatră. N-aveam nimic, domnule. Primar ne-a schimbat. Alții însă îl acuză pe primar că i-a amenințat în repetate rânduri, ba chiar și pentru faptul că a tras cu pistolul pe stradă. Sunt consilier local și asupra violenței sale nu mă voi pronunța eu. O să vă spun, pot să vă spun câteva lucruri care mi s-au întâmplat de ordin personal. Au fost niște incidente. Acum ceva vreme, când dumnealui era deranjat de niște sesizări anonime care se făceau la diferite instituții ale statului și în care era acuzat că ar face anumite ilegalități în primărie, noi, familia mea, eram acuzați că am face asta, deși nu este adevărat. Și s-a întâmplat un episod într-o zi în care a trebuit să merg la primărie pentru a rezolva o problemă, l-am căutat pe secretar. M-am întâlnit cu primarul în holul primăriei, m-a apostrofat spunându-mi că suntem de vină pentru ce se întâmplă, că noi suntem cei care sesizează în mod anonim nu știu ce instituții, și pentru asta m-a amenințat că voi fi dat afară de la școală, eu sunt profesoară la școală de 11 ani, nu pentru motivul ăsta, ci pentru că aș fi o incompetentă, de lucrul ăsta se va ocupa dumnealui personal, mi-a promis că nu voi mai lucra, nu știu ce a făcut în sensul ăsta, însă eu și acum lucrez, însă mi s-a părut absolut ne la locul lui faptul că s-a pronunțat dumnealui cum că aș fi incompetentă, deși asupra competenței mele nu cred că se poate pronunța dumnealui. A deținut pistol, nu știu dacă legal sau ilegal, din niște surse de presă am aflat de la poliția Dâmbovița că ar fi fost ilegală, deținere ilegală de armă. A fost un dosar penal în această cauză și mi se pare că s-a și dat o hotărâre. Nu știu despre această hotărâre, dacă este favorabilă sau nu primarului, însă a fost un incident despre care majoritatea cetățenilor știu. Eu sunt educatoare și soțul meu a fost director o perioadă foarte îndelungată de 21 de ani la școala unde lucrăm. Băiatul Nora, eu și soțul, și domnul primar i s-a pus pata, că altceva nu pot să-i spun, asupra familiei noastre. Pe mine m-a dat afară, a spus că n-am voie să intru în școală, că eu sunt educatoare. I-am argumentat că sunt cadru didactic și am și eu voie să particip la consiliile profesorale, la care domnul director a spus că da, dumnealui atunci cât de cât s-a lăsat pe gubaști. Dar ura împotriva noastră s-a accentuat începând din primăvara aceasta. Am fost pur și simplu hăituită la locul de muncă. Și eu și băiatul, mai ales băiatul. Mi-a spus că cine îi dă dumnealui o palmă, dumnealui reacționează cu 5. Edilul Adrian Chiriță recunoaște că a fost cercetat în 16 dosare, ba mai mult recunoaște și că a folosit arma în plină stradă, însă în legitimă apărare. În cele mai multe dintre dosare, edilul a primit neînceperea urmăririi penale. În prezent, potrivit polițiștilor, acesta mai este cercetat doar în 4 dosare. 16 dosare penale. Niște dosare care eu am considerat că sunt niște falsuri. La momentul de față mai sunt 2 dosare pe rol. N-am tras cu pistolul pe uliță, am tras într-adevăr cu un pistol cu care în acel moment posedam permis de port armă, de autoapărare, sau un pistol cu o armă neletală, cu bile de cauciuc. Am avut un mic incident. Instanțele judecătorești au considerat că am tras în legitimă apărare în acel moment. Sunt 16 dosare penale cu 4 sau 5 infractori din comuna Hulubești. Toți cei care m-au reclamat nu doresc decât să ajungă la conducere. Cei din opoziție, din acest partid comunist USL-ul, încearcă să mă dezgrediteze și să mă determine să nu mai candidez. Față de persoana în cauză, se au întocmit acte premergătoare într-un număr de 4 dosare. Pentru infracțiuni în legătură cu serviciul. Până la o soluție finală în dosarele edilului șef, părerile despre primarul Adrian Chiriță rămân împărțite pe ulițele localității Hulubești, iar alesul spune că numai justiția se poate pronunța în cazul său.